Hei, salutare fraților, sunt cu Alex Spartanu aici, TikTok-ul lui e... Alex Fish cu 1. Alex Fish cu 1, pe al meu îl știți și are vlogger ca și Instagram-ul, îl pune în descriere canalele lui ca să-i da și lui un follow la fratele meu. Cu ce credeți că ne lăudăm noi astăzi, brodere? Moto-drujba. Moto-drujba, e prima oară când filmez, fii atent, ce am descoperit eu. Deci, o să vă și arăt, ia uite, am făcut aici niște improvizații, după cum vedeți, ca să stea întins mă ăsta, știi? Oricum nu sare asta de aici, deși care e lăuda asta aici, ai înțeles? Pot să-i fac eu ceva sau pe partea asta o sită. Să țină așa. Da, bă, da, știi care e principala problemă? Și ce am observat eu la combinația asta, pe lângă accelerație, că încă nu am pus-o, eu cred că e motor mic, de cât e mă ăsta? Ia vezi că scrie pe... Are 3 cai putere ăsta. Ia uite, uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. 45 de centimetri, ca la scooter, doar că nu are angrenajele ca să... 2 cai jumate are. Da. Deci e de 45. Am un motor de 70, ești nebun? Dă la mai o drujbă de 70. Aia șmecheră, stil. Aia stil? Da. Și fiți atenți, o să vă arătăm și tot așa am observat două probleme la ea. Deci în primul rând, uite aici am fixat-o, pac, pac, și nu l-am mai tăiat pe ăsta. Și are și ce trebuie să ne frigă? Hey. Să-l tăm și eu mai sus. M-a frig la cura asta. Trebuie să l-tăm și eu mai sus. Da, ia, dacă ține de... Așa, așa, bună idee. Stai, 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 de, ia, să pun piciorul așa. Lasă-te greu. Bună idee, bună idee. Bă, te sparge la cur. Bă, e prea mare, numai... Nu e, mă! Dar să fie cărjă. Ia, dă-te. Ia, uite. E belea. A, e belea, mă, că eu am schimbat, așa a fost și-a pusă. Știi care-i treaba? Mie mi-o lăși pe direct așa și când îi dau drum, mă duc cu ea tare. Mamă, nu mă pe direct, că nu merge. Se încinge de se topește la ea, filmează. În primul rând, ca să o pornim, eu îi dau șocul. O să fac eu și butonul ăsta de oprire, pornire, știi? Adică de pornire, de oprire. Și... Mamă, împinge șocul. Nu, așa face prima oară. Împinge șocul. Băi, mai ușor așa. Ușor că patinează, se încinge ăla rău, băi, ia stai, stai. Dă-i înapoi. Dă-i înapoi, stai așa. Se încinge ăla rău. Băi! Ce trebuie? Îi sudăm ambrajul cu totul. Păi asta zic și eu, nu punem dacă se încinge. Mergem acasă să-l duc să-i dă câteva sudure? Da. Câteva suduri? Câteva suduri, da. Ia fii atent aici. De că el merge așa, ai înțeles? E făcut ca lumea. E centrat. Te-ai uitat cum am centrat-o? Cât de mișto s-a centrat? Ia dă-te. Ia uite. Nu, frate, chiar dacă merge non-stop, da, ai văzut că nu trage, că nu e așa? Păi dacă nu patinează, hai să-i sudăm ambreajul cu totul. Îl sudez acum ambreajul, fii atent ce facem. Cum facem cu accelerația? Hai să zici că ăsta îi pune un scoci aici, dar știi ce trebuia? Să dau eu gaură aici și să-i pun aici o daie să facă bong, bong, că nu merge să... Dar lasă-mă că merge din mână făcut, mă. Mă, trebuie să faci undeva aici, gen, să dai așa. Ia filmează-mă tu, că dăm înapoi și după aia îi sudăm ăsta. Dă-i cârși. Mai exact, nu are putere. Nu are putere să... Hai! Are puțină putere. Oh! Doar de la cure. Thank you.
trebui să plece de pe loc. Ai înțeles? Și nu pleacă de pe loc. Uite, se încinge ăsta, ai înțeles? Bă, mă arde la cure, ești prost? Gen, când bagi, când pui lanțul pe lemn și nu îl accelerezi și face... Da, frate, patinează ăla cu ăsta, ai înțeles? Nu are grip puternic, e pentru... Da. Nu e vorba, nu se corelează pinioanele. Ăsta, pinionul de sus e egal cu pinionul de jos, știi? Ar fi trebuit jos un pinion mai mare, gen, ca să îl învârtă cu putere, da? Uge rău de tot acum asta, cum e ea. Hai să-l sudăm. Ha. Ia-te de ea. Deci fiți atenți, acum o să o sudăm. Dacă îi faci tare, când îi dai, cred că te ridici și pe o roată cu ea. Nu, fii atent, că tu ai zis să sudăm cu aparatul așa, eu zic că nu e bine. Nu, nici nu face masă ca lui mama, trebuie să-l prindă în menghie, am înțeles? Uh-huh. Să-l pun dintr-o bucată, fii atent aici. Deci facem asta. Să vedem ce, nu-mi pare rău și dacă că nu se strică nimic, că folosesc drujba după aia și fără ăla, am nevoie de axe, știi? Am eu mai multe proiecte și fii atent, uite așa, se slăbește, vezi? Uh-huh. Ca să dăm lanțul jos, ia uite. E făcută cu capă și acum cum ar trebui să se desfacă singură, uite de aici, uite așa. Păi da, trebuie ținut pe partea. Stai așa, că trebuie faci până într-un punct. Eu am pus și ambreiajul, ești nebun, a sărit și ambreiajul. Deci știu să-l pun. Stai să vedem dacă vrea așa, dacă nu. Ia uite, ai înțeles? Că fratele tău știe, ia uite. Nu s-a desfăcut cum? Ba da, brodere, cum? Ne uite. Da. Ai înțeles? Da. Știi cât am bătut prima oară? O oră, n-am mai filmat, ești nebun, o oră a sărit și ambreiajul. Ăsta, arcul, dacă sare ăsta. Ia uite-l, frate. Aaa, și-l sudezi direct. Da, mă, îl sudezi direct, ia fii atent. Filmează aici. Fii atent, ia uite, vezi cum l-am pus pe ăsta, cum l-am sudat? L-am sudat așa și l-am centrat eu, ai înțeles, ca să fie forță. Dar cum l-ai centrat? Din ochi. Nu forță steau. Și acum ce crezi că facem? Uite, ăsta e foarte încins, ai înțeles? Ia uite-l, ai înțeles? Da. Și uite, uite ce se întâmplă aici. Patinează ăsta. Uite, patinează aici, știi? Uh-huh. Și se tocește la un moment dat, uite. Și da, nu prinde bine, ia uite, prinde doar pe jumate. Așa îi dai un punct de sudură, a? Da. Și atunci îl dau pe ăsta pe jumate. Uite așa. Ia să vedem, ăsta stă... Ah, ce frige, mâncați și mam! Păi la aia zic că frige tare, mă. Dă-o în gura, mă, să o facem noi să fie forță. Și acum fii atent ce facem aici. Mamă, dar ce aparat ai? E șmecher ăsta, e tank, ești nebun. Sudează și cu arbon. Ia uite-l vărul. E șmecher rău de tot, ești nebun, amperaj, tot, power. Nu se compară cu cazanele alea, am dat 15 milioane. Așa, mă, vărule. Brodare. Și când apăs, iese din sârma asta, ai înțeles? Nu ți-a dat mască la el? Ba da, dar nu știu unde e. Așa, să nu te uiți, brother, da? Că te ia și te tăvălești. Ia să vedem dacă are... Gata, fratele meu? Da. Închide ochii. Pe buză direct. Așa. Și aici la fel și după aia îl iau eu cu ăla, ia. Ia uite, mâncați. Da, mă, ești bun. Bă, ești mecher, mă, să mor răi să cam... Ia uite ce e aici, ești nebun. Potențiometre, se rupe tot acum aici. Copac la cur. Să vezi ce-i dă broadorul tău acum. Exact ce trebuie, ia fiate că le iau de aici. Păi dă-te așa ca să vadă pe filmare. Ia uite, vină cu aici, vină cu aici. Uite, zic că nu-i sudură, da, ia uite ce șmeche. Mai de sus, mă, că nu se focalizează. Așa, brother, uite-te și tu sudură. Hai să trăiască, mă, acum e. Zici că e solz de pește. Ia mâna, mă. Aici. Acolo, aici, aici, aici. Vezi cum e? Da. Ia uite-te și tu, na. Fii atent că dau aici, uite aici, da? Dau aici. Dă-te mai în spate, să pomenești de sudură. Păi nu știe fratele tău să o sudești și să vezi cum iese aici, nemul, fii atent acum. Ia uite-o, da, zici că e autogen? Hă? Nici eu mai trebuie mai mult. Da, da, da. Uite hal de sudură, mâncați-și gura ta la firul de păr. Ce reglaje am, șmecher. Hai să-i mai dau și aici un pic, ca să nu iasă, că știi care-i treaba? Ăsta, dacă-l portezi, iese.
Păi și lua asta și așa. Și lua aia și lua aia, da. Și aici vreau să-i dau, uite aici, uite aici, ia fii atent acum. Eu din mânerul, din mânerul îi dau, mă, ia uite-te și tu sudor. E șmecher. Păi aparatele alea vechi spârcâiau, coane. Ia uite fratele meu. Ia uite, șari. Ei. Am dat și zoom pe ea așa aici. Ia uite cum se vede perfect. Uite așa, dar merge greu că... E și ăla cald, știi? Cred că îi dau eu așa. Și se duce. Ia zi-mă, cucuș, gata? Da, fratele. Stau un loc de șaibă și așa îmi cumpăr o drujbă nouă. Gata, uite ce a trebuit până la cap. Gata. Dar eu la, pentru drujba asta am altă idee ipostază șmecheră. Dar nu mă las, tot fac bicicletă cu motor. Dacă nu merge din asta, din altceva, dar tot fac. Adică am alt motor mai puternic și am altă combinație. În felul ăsta... Ia fii atent acum, ia uite. Pac! Jap! Mamă, hă? Uite așa. În felul ăsta merge direct, dar acum să vedem, suntem curioși. Și de ce? Mulți o să zică... Așa. E slab lanțul. Ține tu de ea, ține de șaua aia, cu o mână. Așa și trage aici. Ține-l drept, nu așa, drept. Ține bișcheta dreaptă. Așa, așa. Ține-i pe ea ca să nu se ridice. Mulți o să spună, păi, dacă nu încerci, nu afli, nu? Așa și eu mă gândesc la asta și încerc eu ca să afle și să aflu și eu să afle toată lumea care se întreabă. Ia să vedem, mă, dacă îi pui pe direct, cum merge. Măcar să meargă ea împinsă. Două în gura, măi, să o ridic. Bă, fraților, acum mai avem altă problemă. L-am pus. Eu zic că mai trebuie lanțul, dar îl ține ăsta cordit. Ia, ia stai, ia ridică-le. Dar nu mai pornește, acum nu mai merge că e pe direct. Ia uite. Oaie, tu și cu ce pornim? Adică ai de maraujo și de cu bormașina, cu cheia de 13 la acolo. Da, mă, nu e chestia, că și asta îmi dă bine, dar nu trebuie să se învârtă cu totul, ia stai, trebuie să-i dai o viteză. Să mor familia ei dacă... Ce are, mă? Întind de arcul ăsta, mă. Da. E de marul de la cu două arcuri, ți-am zis, da. Că eu știu că mai am făcut un Adrian. Mamă, băgat. Știi cum i-a făcut un Adrian? I-a schimbat de marou. Unde la cu... Ia uite, făcea... Tic, 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 ăsta e cu două arcuri. Lăsați că vedem noi ce facem, fraților. Fraților, după cum se observă afară, începe să mai are un pic și o să înceapă să plouă. Noi ne-am cam oprit aici, pentru că nu... L-am sudat, am și obosit cât am tras la ea și nu vrea să pornească... Pornește dacă îi dau arcul jos. O să mai vedem noi ce facem, mai am și altă idee. Dacă nu, o să-i pun altă drujbă. Am o drujbă aici puternică. Stil... Nu merge, oricum am ce să fac cu o drujba aia. Uite, asta are, ia uite mă ce e pe aia, de 6 cai. Vezi? Uite, de 76,5. E de 80 de centimetri cum ar veni, știi? Vezi că pornește și asta, ia filmează-mă. Că moară Larisa dacă am pornit-o. Ia să vezi, că n-am mai pornit-o pe asta, mâncați, e și problemă cu funia la asta. Stai mă așa să fie în sus. Așa. Hai că am făcut-o de perbec. Ți-am zis că era funia panaram. Lasă-o în gura măsii. La asta e de 80, e motor mai puternic. Hai fraților să vedem. Ia uzi ce e afară. Ia să vedeți noi, că nu mă las de proiectul ăsta și o să-l fac. Deci ca să înțelegeți, dacă cumva sudați ambreiajul cum am făcut eu, l-am sudat super șmecher. Deci nu o să mai meargă, pentru că cred, o să mai încerc eu, pentru că e în priză direct. Și nicio problemă, o să mai încerc eu o combinație. În orice caz, drujba o să o folosesc la cu totul altceva. O să vă arăt la o șmecherie, pentru că merge bine și o folosesc tot așa, să-i dăm valoare la skateboard. Ce zici, o facem pentru skateboard sau pentru role? Ma. Treaba ta, o să vezi că îi pun o roată, ai înțeles? În direct, îi pun așa o roată și când o dai pe spate, se oprească pe altă rotiță. Și când o dai în față, te duci. Aveți șmecherie. Pam, pam.